Polițiștii au descins fără programare în mai multe saloane de înfrumusețare, dar și în locuințe din Târgu Jiu. Aveau informații că atât în saloane cât și în apartamente se practică fără nicio jenă o altă activitate, videochatul. În aceste condiții, poate nu este chiar o coincidență faptul că unul dintre saloane se află chiar lângă poarta Sărutului. Gabriela Mladin însă ne spune mai multe. Găsit ca să se sustragă taxelor și impozitelor sau autorizării pentru activitatea de videochat, suspecții și-au înființat saloane de înfrumusețare. Au reușit ca în 2 ani să aducă un prejudiciu statului de o jumătate de milion de euro. Printre cei 10 suspecți aduși la audieri se află 5 bărbați și soțiile sau iubitele lor. Au crezut că vor funcționa cu activitatea de videochat neautorizată sub această mască a saloanelor cosmetice. Însă ofițerii aveau informații de mult despre activitate și ca să fie prinși, au acționat sub acoperire. La sediul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj au fost aduse cele 10 persoane după ce în această dimineață polițiștii au ridicat mai multe documente și computere din 16 locații, respectiv saloane de înfrumusețare și domiciliile suspecților.